Da. Și noi arătați mă mandat de... Ce pune, dar... trebuie să aveți o hârtie, nu se poate altfel. Picul, dacă treci numai pe stradă, îi vești imagini. Ca să nu da? Nu? Pentru a legitima o persoană, nu este necesară prezența unui mandat. Sau să am un mandat. Simpla mea prezență. Sunteți în acțiune? Da, bineînțeles. Ce acțiune aveți? Sunt într-o misiune. Această misiune nu vă pot comunica cu dumneavoastră. Conform 544, conform ca și cetățean al României, am dreptul să fiu informat. Îmi spuneți pentru ce și vă prezint documentul. Sunt până în zonă, în zonă, este posibil să fie o acțiune de protest. Răscoală sau ce? Am spus acțiune de protest. Neautorizat. Așa. Noi avem datoria să legitimăm orice persoană. Care merge pe stradă și pe trotuar. Da, care este dreptul, vă rog frumos să-mi primitați un document de identitate. Da. Așa faceți cu toată lumea sau? Da. Nu facem. Dar sunteți poliția politică al Băsescu sau de la Vancea? Nu suntem de la jandarmi. De la jandarmi? Da. Vă rog. Deci e mai greu ca pe vremea lui... Dar și faceți tot pe asta, că e gata, lasă-mi de noi nu simplu vă legitimăm, da? Aveți dreptul ca cetățean al României, așa cum spuneți dumneavoastră, da? Să vă legitimați în fața organelor de jandarmi, da? Da. Așa faceți cu toată lumea? Da. Exact da? Cu toată lumea, da. Deci ce înseamnă asta? Că deja faceți presiune asupra oamenilor, nu da? Nu facem nici presiune, nicio presiune. Domnule, vede ce scrie aici, da? Da. Da? Da, ok. Da, și asta înseamnă că dumneavoastră ce faceți? Intimidați lumea să mai vină să-și ceară dreptul aici, nu? Nu. Deci nu. Ce faceți? Dumneavoastră îmi luați mie interviu. Da, vă rog interviu. Vă rog frumos să mă urmați la mașină. Ai filmat? Ok. Deci vă rog frumos. Vă rog frumos. Cu vremea feudalilor, ce tragi din mine? Am și nu leacă. Veniți cu o casă aici. Ce v-ați intimidat? Oamenii sunt mai bine să-și ceară drept? Chiar nu e rușine. Sunteți mai rău ca pe vremea lui Ceaușescu? Păi, v-am rugat de atât de frumos să-mi prezentați. Dumneavoastră, nu vă conducem la mașină. Așa? Unde, în vedere, nu luați dumneavoastră domnule, interviu. Da, și... Ce? O să vedeți, care e problema? Este o mică problemă. Da? Nu atat timpul dumneavoastră luați oamenii după stradă fără să-i spuneți de ce. Ce-ai făcut, mă? Domnule, mergeam pe stradă și am Da? Ok, vă rog aici, scoateți tot din buzunar, puneți aici pe camerele, da? Închideți telefonul tot. Așa, fiindcă așa spun eu, da? Dar cine sunt dumneavoastră? Sunt punerul meu cum am prezentat înainte să vă legitimăm, da? Deci baza căreia articolul îmi spune să închideți... N-a refuzat, domnule, uitați-vă, omul cum trebuie în spartor, aici n-a refuzat. Domnul deputat, ia uite, domnule, ce face cu jandarmeria comunistă. Deci eu vă rog frumos... Vă lăsăm, dar mai puțin. Legitimați-vă, vă rog. Legitimați-vă, să știm cu cine stăm de vorbă. Păi eu am spus și noi am avut o treabă cu cine n-am auzit în mână, domnule. Nu, trebuie să mă legitimezi față de voi, domnule, cu buletirul în mână, domnule, de ce spuneți că a refuzat, că nu am o icoatul de identitate? Domnule, uitați-vă aici. Da. V-a scos sacul, da? Bun, nu este vorba de nicio înțelegere. Uitați-vă. Nu este vorba de nicio înțelegere. Vă rog frumos să ne lăsați în pace și să facem treaba, da? Vă rog frumos să dispărți zona. Dar nu vreau să zic zona. Domeniul public, domnule. Vă rog frumos să vedeți să ne lăsați în pace. Să facem treaba. Domeniul public, să ne lăsați în pace. Vă rog frumos să ne lăsați să facem treaba. Vă lăsăm, domnule. Vă rog frumos. Păi, dar vreau și noi să vedem cum vă faceți treaba. Eu am treabă cu ăsta, l-am plătit, trebuie să merg cu mine la vie, la legarea vie. Da? A, după ce termină cu noi... Eu l-am plătit, domnule, trebuie să merg la vie. După ce termină cu noi, îl lăsăm. Deci vă rog frumos, gata. S-a legitimat. S-a legitimat, domnule. Acum s-a legitimat. Da, domnule, acum, e regulă, domnule, s-a legitimat. Da? Vă rog. Corect. Cum vă faceți? Nu, lasă-l să stea aici. Cum vă alea, domnule, așa vorbești jandarmerie? Da, băi, tu taci din gură. Uite, omul își face datoria, ți-a datele, da, hai. Omul de ai găsit un numele domnului? Da, domnule, totul e... Deci, domnul deputat, să-i încerc, deci mă rog, după stradă și copilul, tu taci din gură, oamenii își fac datoria, acum te legitimează, da?
de aici încolo se vede dacă se fac abuzuri, da? Deocamdată e corect. Se legitimează, e regulă. Venit, așa, și a venit cu băte, cu cuțit, ce dacă refuzat? Eu, deci nu, nu e regulă. Dacă refuzat, nu este o contravenție. Da, și da, da, s-a legitimat omul, domnule. Acum da, acum da. Acum da, a avut dubii asupra identității dumneavoastră, domnule, că n-aveți niciun necăsor, nimic. Nu, sunteți tutori? Cum? Nu, l-am plătit, asta trebuia să ajungă la legal la vie la mine, am dat 1 milion de lei. Și unde stau cu oamenii, în câmp și n-am oamenii, acolo. Hai, mă, hai. Păi stai, domnule, că trebuie să-mi iau omul. Nu mai pic să-i dea datele și cuvântul. Dar el nu știe. Stă mâncarea acolo, stă omul. Colegul nostru, ce e colegul nostru? Domnul are spatinare. Nu știu dacă are sau nu are. Și omul a fost, uitați, pune fesul. Și intrăm în altă sferă. Nu așa dau rău ăsta? Da, stai, domnule, să-i nimic. Da, refuzul de a da datele de aici. Corect, domnule, dar acum nu se găsește fază de refuz. A fost o neînțelegere, omul și-a prezentat buletinul. Așa, cum știi ce a făcut atâta? Gata, bă, hai, gata, ai terminat.